De minge. Matei o retrimite către Crețu, Marcovici cu spatele la poartă în marginea careului. Marcovici se duce către poartă, dar și închide foarte mult unghiul, pătrunde și este gol! Gol Gustavo! 1-0 pentru Universitatea. Încă o dată faza. Nimeni nu atacă decisiv. Marcovici are timp să găsească această soluție, să trimită tare în fața porții și misiunea lui Gustavo e relativ simplă. Brazilianul Gustavo, al doilea golgheter al echipei după Andrei Ivan.